găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Odată cu apropierea sezonului rece, la sediul primăriei municipiului Târgu Mureș se depun dosarele pentru obținerea ajutorului social pentru încălzirea locuințelor. Așadar, familiile sau persoanele singure cu venituri reduse beneficiază de sprijin financiar lunar pe perioada iernii. Pentru a solicita ajutorul pentru încălzirea locuințelor, trebuie completat un formular tipizat pe propria răspundere. Acesta se poate obține de la ghișeul primăriei Târgu Mureș. La dosar se atașează actele doviditoare privind componența familiei și veniturile nete lunare ale acestuia, dar și actele privind locuința sau bunurile deținute de solicitanți. În ceea ce privește ajutoarele de încălzire, anul trecut vorbeam de 155 de dosare depuse, anul acesta cred că vor fi mai multe, dar în funcție de dosarele depuse se vor aloca suma minimă de 615 lei. Dosarele se depun la primăria municipiului Târgu Mureș, iar documentele de care au nevoie târgu mureșenii le pot lua de jos de la registratură. Banii sunt alocați de la fondul de buget de stat, iar ceea ce privește acești bani, ei vor fi dați în momentul în care toate actele și tot ce ține conform prevederilor legale vor fi îndeplinite. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau persoana singură, autoritățile iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia, respectiv persoana singură, în luna anterioară, luni în care este solicitat dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței. Mai apoi se ține cont de bunurile deținute pentru a se vedea dacă familia sau persoana singură deține bunuri din cauza cărora se poate refuza acordarea ajutorului. Potrivit prevederilor legale, plata ajutoarelor se face de la furnizorul pentru energie termică, energie electrică și gaze naturale, după emiterea facturilor de către aceștia. Plata ajutorului de încălzire cu lemne, cărbun, combustibil petrolier se face o singură dată direct titularului de drept. Cazul primarului din Bâlcea, condamnat penal la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, ridică noi controverse. Procurorii de caz au susținut în fața instanței faptul că prefectura nu trebuia să facă plângere penală, ci să emită ordinul de revocare. În 2012, primarul comunei Bâlcea, Ioan Jors, a fost condamnat pentru conflict de interese. În anul 2014, instituția prefectului județului Mureș a solicitat secretarului comunei, Augustin Dudilă, referatul privind situația juridică a edilului șef. Secretarul primăriei, Augustin Dudilă, s-a ales cu plângere penală, deoarece ar fi refuzat să trimită prefecturii Mureș acest referat, motivând că pedeapsa cu închisoarea a fost cu suspendare. În noiembrie 2014, prefectul județului Mureș, Vasile Oprea, a făcut o plângere penală împotriva secretarului primăriei comunei Bâlcea. Soluția instanței a fost de neîncepere a urmăririi penale. Eu am făcut la prim procuror același, m-am dus cu aceeași solicitare, plângere penală împotriva secretarului comunei Bâlcea pentru abuz în serviciu. La fel a fost neînceperea urmăririi penale. Ca atare, domnul Dudilă Augustin a fost dat în judecată, zic așa, de instituția prefectului, iar în 2 octombrie 2015 instanța de judecată s-a pronunțat, să zic așa, în favoarea domnului secretar. Conform spuselor prefectului, din punct de vedere al instanței, nu au fost constatate aspecte de nelegalitate exercitate de către primarul comunei. Ca atare, împotriva acestei sentințe, mai există cale de recurs în termen de 15 zile. Instituția prefectului va face recurs pentru că, așa cum am spus, legea 393 din 2004 prevede, stipulează în mod expres referatul secretarului. După ce se va pronunța și recursul, voi decide ce cale voi alege. Mai multe detalii despre acest caz veți afla în jurnalele viitoare. Avantajele și beneficiile șahului în dezvoltarea intelectuală a copiilor sunt imense. Mai simplu spus, șahul, acest joc clasic de strategie, face copiii mai deștepți. Cum? Crește concentrarea, capacitățile intelectuale, memoria, dar și gândirea analitică și abstractă. Câțiva prichindei care frecventează grădinița Albinuța din Târgu Mureș au ocazia în fiecare zi de marți să învețe tainele șahului. Ăsta este nebunul, bravo. Asta? Regina. Așa este. Și ăsta? Regele. Ce am spus despre rege? Că este cea mai importantă piesă de pe tabla de șah. Așa este? Micuții învață încă de la vârste fragede să anticipeze o anumită mișcare sau mutare înainte ca aceasta să se întâmple. Astfel își dezvoltă capacitatea de a gândi înainte de a acționa, ceea ce îi va ajuta enorm la maturitate și îi va scăpa dintr-o mulțime de situații complicate.
Șahul stimulează foarte mult inteligența, iar pe parcurs în școală îi va ajuta foarte mult la materiile reale, și anume matematica, fizica, chimia, unde trebuie inteligența și mai ales logica să își aibă locul, îi va ajuta fantastic de mult. Micuții învață să vizualizeze mental tabla de șah, observând mai întâi în minte mișcările înainte de a le pune în practică. Iar ceea ce simt micuții învățăcei, practicând acest sport, ne transmit și nouă. Șahul este foarte important pentru noi, că ne ajută să fim deștepți, să fim deșteaptă. Joci acasă cu bunicul? Nu știu. Păi înveți tu. Păi înveți. Și eu învăț și pe ei. Bunicii au fost cei care, pentru unii dintre copii, le-au fost ghizi pe drumul cunoașterii secretelor șahului. Bunicul m-a învățat acasă. Da? Poți să-mi spui piesele de șah astea, ce e? Turn. Asta? Cal. Asta? Nebun. Asta? Regină. Asta? Rege. Aia? Nebun. Și asta de aici, din față? Pion. Copiii sunt încurajați să treacă peste detalii și să ia mereu în considerare imaginea de ansamblu, învățând că, indiferent dacă pierd sau câștigă o partidă, combinația de idei creative și gândire organizată dă șahului unicitate. Clasa pregătitoare rămâne la școală. Eforturile depuse la nivel național pentru infrastructură și cursurile de formare profesională a cadrelor didactice specifice acestui nivel educațional au atras o serie de reacții pozitive din partea părinților, în ciuda împotrivirilor de acum 3 ani. Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș spune că această inițiativă a fost adoptată de țările dezvoltate pentru a optimiza rezultatele obținute în domeniul educațional. Clasa pregătitoare, cunoscută și sub denumirea de clasa 0, reprezintă un proces de acomodare a micuților în colectivele școlare și de familiarizare acestora cu normele de conduită. Clasa pregătitoare dorește să uniformizeze nivelul de pregătire al copiilor care urmează să intre în școală, astfel încât atunci când vor intra în clasa 1 să aibă șanse reale, egale în sistemul nostru de învățământ și să nu vină cu un handicap în școală. Problema întoarcerii clasei pregătitoare la grădiniță a apărut în vară, în contextul dezbaterii privind legea educației, iar decizia păstrării actualei structuri a fost adoptată cu scopul de a integra copiii în sistemul educațional gimnazial, eliminând posibilele impedimente la integrarea acestora în colective. Odată cu venirea toamnei, zi și anotimpul nostalgicilor, organismul nostru are de suferit. De ce? Pentru că trecerea de la anotimpul cald la cel rece produce o serie de modificări, nu doar în ceea ce privește comportamentul, ci și în ceea ce privește psihicul nostru. Problemele de tot soiul, ce nu mai contene să dispară, ritmul cotidian alert și nevoile materiale, toate te copleșesc. Însă nu te dai bătut și nu spui nimănui ce te macină și așa se instalează stresul și depresia. Cum se manifestă acestea? Prin iritabilitate, scăderea tonusului afectiv, o tristețe generalizată, anxietate, retragerea din activitățile sociale, retragerea în sine și... lipsa asta de energie, oboseală, chiar și tulburări de somn. Apare hipersomnia, adică dormim mai mult, dimineața ne trezim mult mai greu, sau dimpotrivă poate să apară această trezire de dimineață foarte devreme. Reluarea locului de muncă după întoarcerea din concedii poate duce la instalarea stresului. Părinții mai ales au un conflict de rol, în sensul că poziția lor este dublată de faptul că sunt și părinți, dar și angajați sau angajatori. Ei trebuie să se împartă și să rezolve mai multe sarcini în același timp, să-și ducă copiii la școală și grădiniță, să meargă la servicii, iar mai apoi să-și împartă timpul între activitățile casnice, dar și cele extrașcolare. Perioada asta de după concedii, desigur, este o perioadă de readaptare pentru noi ca persoane și pentru întregul organism, la care se adaugă modificările climatice, modificările de atmosferă. Cele mai indicate remedii sunt plimbările în natură, deoarece natura este cadrul optim pentru a alunga orice stare negativă și aduce o doză de reîmprospătare a psihicului. Eu chiar le recomandam părinților cu care lucrez și clienților care vin la cabinet, ce beneficii are toamna, plimbatul prin covorul de frunze, îți inspiră atât un miros plăcut, sunet, cât și o stare de relaxare. Se spune că toamna este anotimpul frigului, este anotimpul în care ne retragem în casă, ne retragem în familie și faptul că ne retragem în familie la acea căldură sufletească
creează sudarea legăturilor emoționale dintre oameni. Un alt remediu recomandat de psihologi ar fi exercițiile fizice și plimbările în timpul amiezii, când lumina solară este puternică, precum și o alimentație bogată în vitamine și minerale, dar și un consult de specialitate. La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, în cursul lunii septembrie 2015 au fost efectuate 101 acțiuni de control și jandarmii mureșeni au acționat pentru combaterea faptelor de natură infracțională, fie ele stradale sau de altă natură. Mai multe detalii, dar și alte informații în știrile pe scurt. La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, în cursul lunii septembrie 2015, au fost efectuate 101 acțiuni de control. Obiectivul principal al acțiunilor l-a reprezentat depistarea muncii nedeclarate. Au fost identificate 19 persoane care lucrau fără forme legale și 46 de persoane care prestau muncă nedeclarată. S-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru 40 de agenți economici, din care 8 agenți economici au fost sancționați pentru muncă nedeclarată. A fost înaintată o sesizare către parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș de constatarea infracțiunii de primire la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă și o sesizare penală către parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni privind încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor. Atât independent cât și în regim integrat cu poliția, jandarmii au acționat pentru combaterea faptelor de natură infracțională, fie ele stradale sau de altă natură, silvice sau furturi de produse agricole, fapte specifice aceste perioade anului. Activitatea grupării mobile s-a concretizat prin aplicarea unui număr de 17 sancțiuni contravenționale, respectiv 6 amenzi în valoare pecuniară de 1200 de lei și 11 avertismente scrise. Faptele care nu au fost tolerate au privit încălcarea unor norme de conviețuire socială, ordinii și liniștii publice, respectiv consumul de băuturi alcoolice în alte locuri decât cele prevăzute de lege, provocarea ori participarea efectivă la scandal, apelarea în mod repetat la mila publicului. Procentul copiilor cu vârsta între 7 și 10 ani care frecventau școala primară în anul școlar 2013-2014 era de 87,4%, potrivit unor date statistice efectuate în cadrul programului Centre Educaționale Integrate pentru Grupuri Vulnerabile, dezvoltat de organizația Salvați Copiii România. Mai mult de unul din 10 copii care ar fi trebuit să participe la învățământul primar nu mergea la școală, iar aproape 366.000 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 17 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ, mai relevă datele statistice. În cadrul proiectului Centre Educaționale Integrate pentru Grupuri Vulnerabile, prin intermediul celor 17 centre de pregătire școlară înființate, peste 1020 de copii din medii defavorizate au beneficiat de sprijin. Activitățile din cadrul proiectului Centre Educaționale Integrate pentru Grupuri Vulnerabile, derulat de organizație, s-au desfășurat în Argeș, Brașov, București, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț, Suceava, Timiș și Vaslui. Când ne raportăm la produsele de tip fast food, știm că sunt gustoase, dar nesănătoase din punct de vedere al compușilor calorici. O mare parte dintre noi știm că dăunează siluetei, însă specialiștii ne avertizează asupra efectelor nocive care afectează în general funcțiile cognitive. Cât de des ar trebui să consumăm astfel de alimente și care sunt riscurile la care ne expunem, vedeți în minutele următoare. Consumul alimentelor de tip fast food este nemilos cu silueta și funcționarea corectă a inimii. Specialiștii susțin că obezitatea poate produce modificări rapide la nivelul creierului, generând stări de anxietate sau chiar de diminuare a memoriei. Provoacă o serie de modificări ale glandelor endocrine, generând afecțiuni hepatice, gastrice sau chiar diabet. Când vorbim de copii, le afectează creșterea. Pubertatea precoce este unul dintre cele mai întâlnite exemple în acest tip de afecțiune. La băieți pot fi afectate diverse glande și creșterea se face mult prea devreme. Un copil care are probleme, indiferent de care, că sunt endocrine, că sunt alte organe afectate, va fi un adult bolnav, va fi un adult viitor obez cu prea multe probleme de sănătate.
Alimentele care conțin multe calorii pot împiedica funcționarea hipotalamusului, astfel încât, atunci când sunt consumate în cantități mari, pot afecta memoria și cauzează creșterea în greutate. Astfel, pentru a evita diminuarea funcționării corecte a organismului, este recomandat consumul unei alimentații echilibrate, hidratarea corespunzătoare și practicarea sportului. O colaborare de 25 de ani între comuna Răstolița și orașul Depan din Belgia rămâne încă vie datorită prieteniilor ce s-au legat în timp. Și în acest an, Belgia a vrut să-și arate din nou aprecierea față de comună, oferindu-le o mașină de pompieri foarte folositoare comunității, dar și multe alte cadouri. Autospeciale de pompieri a venit de la Brigada de Pompieri din Depan și este construită special pentru a putea fi folosită în circumstanțe dificile. I think for Răstolița it's no more a question of helping, it's a question of collaboration, it's a question to friendship and to see each other and to come, they come to us. What is helping? We are Europe, we are egal. Helping is a little bit pejorative, no? We should help, yes, but come as friends and if we can help, yes, why not? Răstolița a fost până nu demult singura comună de pe Valea Mureșului care nu deținea o autospecială de pompieri, iar prin această înfrățire ce durează de 25 de ani, a venit și rândul acestei comunități să se bucure de o astfel de autospecială. Avem o înfrățire cu domnii din Belgia de 25 de ani, înfrățire cu satele Androneasa și Borzia, dar totodată și Răstolița. De 2 ani de zile sunt în tratative cu ei pentru a ne aduce o mașină de, a face donație o mașină de pompieri. Într-adevăr, în acest an au reușit și au adus-o și ne bucurăm nespus de mult și le mulțumim. Sper să nu avem nevoie de ea. Primăria și Consiliul Local Răstolița va întreține această autospecială pentru care va construi și un garaj. Este o autospecială care deși are o vechime, undeva la 25 de ani, totuși e cu tracțiune 4x4, are și troliu în față, deci poate să fie folosită și în condiții mai vitrezi. Pe lângă autospeciale de pompieri dotată cu apă și spumă, locuitorii au primit și multe alte donații folositoare pentru fiecare. Delegația din Belgia vine de fiecare dată cu drag, deoarece au recunoscut că localnicii din comuna Răstolița sunt oameni foarte prietenoși. Auzim adesea că de la o masă copioasă nu trebuie să lipsească un vin bun. Având în vedere că piața comercială oferă o gamă variată de vinuri, mai mult sau mai puțin autentice, alegerea unui soi potrivit este o adevărată provocare. Care sunt tainele recunoașterii unui vin de calitate, ne spune onologul Seprodi Iosef. Cultura viței de vie datează încă din timpuri străvechi, fiind considerată un simbol al statorniciei și al nemuririi. Principalii termeni ai vocabularului vitivinicol provin de la getodaci așezați în ținuturile de la vestul Mării Negre, butuc, strugure, ravac. Ei bine, odată cu evoluția tehnologiei, au apărut și modalități prin care gustul, mirosul sau chiar textura vinului pot fi imitate. Specialiștii, enologi, pot identifica prin procesul corect de degustare un vin autentic. Aceste tehnici au fost prezentate în Parcul Municipal din Târgu Mureș în cadrul evenimentului Sinfonii de toamnă. Luăm o gură de vin, învârtim în gura, adică și luăm un pic de aer și calculăm câte secunde se simte gustul vinului în gură. Dacă peste 9 secunde simțim aroma, gustul vinului, înseamnă că e un vin bun. Vin deosebit. Dacă în 3 secunde a dispărut din gură gustul vinului, înseamnă că un vin mai slab. Culoarea galben-pai evidențiază faptul că vinul este unul vechi. Dacă culoarea acestuia este galben-verzui, rezultă că vinul este unul tânăr. Cercetătorii identifică un soi autohton de struguri după forma boabelor. Gustul vinului distinge și temperatura din zona de cultivare a viei. Așadar, consumul unui vin de calitate aduce un răsfăț papilelor gustative, dar și numeroase beneficii asupra sistemului circulator și digestiv. Casa de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin se pregătește să găzdească un nou eveniment, de data aceasta dedicat folclorului și, în mod special, poetului popular Cătălin Cioba. Activitatea cultural-artistică poartă numele ultimului volum de poezie lansat de către poet Toată lumea oarecum. Primăria și Consiliul Local Reghin, împreună cu Centrul de Creație Târgu Mureș, cu care este în parteneriat de mai multă vreme în activitățile Casei de Cultură a Tineretului, s-au alăturat și de această dată pentru reușita evenimentului. Am pus la cale această activitate, unde am adus și câțiva invitați, ca și cap de afiș îl avem pe Ilie Medrea, un binecunoscător al acestei brezle de muzică populară, venit din Sibiu. Răzvan Pop, Nicu Poșta, Florin Vos, care este într-adevăr
colegul nostru și un artist extraordinar și dorim să-l includem în acest program, cu atât mai mult cu cât el are deja în discuție un nou album de muzică populară, ceea ce este inedit pentru comunitatea noastră. Vor fi și două invitate din partea Centrului de Creație din Târgu Mureș, și anume Larisa Man și Feliciana Roiban. Nu vor lipsi momentele vesele ale trupei de teatru din culise, dar nici jocul popular ce va fi prezentat de ansamblurile Doina Mureșului și Vatra Dorului. Vor interpreta și versuri ale lui Cătălin Cioba, dar vor fi din această carte a lui Cătălin câteva intrări ale trupei din culise, care se va baza doar pe ceea ce scrie sau pe versurile poetului. Evenimentul va avea loc vineri, 9 octombrie, începând cu ora 18, iar intrarea va fi liberă. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ronj.tv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea Știi TV. O zi frumoasă în continuare. La revedere!